Ultimele echipamente care au ajuns la compania de apă Oltenia sunt două autocurățitoare mici, care vor fi folosite la întreținerea sistemelor de canalizare. Nu sunt încă însă singurele echipamente. În cadrul unui amplu proiect derulat cu fonduri europene, proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj în perioada 2014-2020, compania de apă Oltenia urmează să facă investiții de peste 445 de milioane de euro, atât în sisteme de apă, cât și de canalizare în județul Dolj și în județul Gorj. Investițiile pe care compania de apă Oltenia le face urmăresc să asigure populației acoperirea cu servicii de apă și canalizare cât mai aproape de 100%. O componentă importantă a acestui proiect este realizarea firului 2 Izvarna-Craiova. De ce este atât de important acest fir 2 de la Izvarna? Pentru că va asigura o apă de foarte bună calitate, apă de munte, locuitorilor orașului Craiova. Se spune că apa de Izvarna este comparabilă cu o apă îmbuteliată de la nu știu ce alte firme. Este adevărat, pentru că vorbim de o serie de izvoare de munte, de unde deja ajunge în Craiova apă pe firul 1 Izvarna. Însă nu mai este suficientă, iar proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, în perioada 2014-2020, ne-a oferit oportunitatea de a dezvolta acest segment și de a reuși să creștem aducțiunea de apă. Este izvorul de acolo suficient de bogat? Are un debit suficient ca să poată să alimenteze toată Craiova? Este suficient. După calculele proiectanților, va fi suficient apă. În anul 2022, lucrările la compania de apă vor fi o constantă. Proiectul de aproape o jumătate de miliard de euro este împărțit în 22 de contracte de execuție lucrări și 5 contracte de achiziții echipamente.